Cu ochii pe cifrele din ultimii ani, specialiștii au ajuns la concluzia că întâi de toate ar trebui schimbat modul de examinare a celor care vor să obțină un permis de conducere. Pregătirea ar trebui să înceapă înainte de pregătirea practică, înainte să ieși pe stradă. Ar trebui să știi indicatoarele, să știi regulile, măcar teoretic, înainte de a începe să te pregătești practic. Sunt foarte multe semnale că lucrurile astea nu se fac în ordinea asta. Și asta pune o amprentă clară asupra modului în care candidatul înțelege și practic regulile de circulație. Nivelul de pregătire și aptitudinile examinatorilor ridică alte semne de întrebare care impun o revizuire a legislației. Nu poate fi examinator un tânăr de 24 de ani care are permis de 2 ani. Nu este posibil ca un examinator să dea comandă stânga într-o intersecție unde marcajul îmi spune că nu pot circula decât pe direcția înainte. Pregătirea pe un simulator care să înlocuiască practica în poligon trebuie introdusă în pregătirea viitorilor șoferi, spune pilotul Sorin Ene. Acest program de pregătire al viitorului conducător auto trebuie să fie mult mai complex. Viitorii conducători auto, spui cât știu pregătiri, nu au voie să iasă cu instructor pe autostradă. E 9 ore de conducere autostradă, vedem ce se întâmplă în ultimele luni, din an de zile și din nou asta se întâmplă. Și am spus că acesta va deveni un fenomenul de accident în carabol în cascadă pe auto. Multe accidente sunt produse de începători care conduc mașini prea puternice față de cele pe care au luat lecții. De aceea, autoritățile vor ca pe o perioadă determinată să-i oblige să folosească autoturisme cu capacitate mai mică a motorului.